Bună seara și bine v-am regăsit! Discutăm și astăzi multe subiecte, mai întâi despre sacoșa cu bani a lui Plahotniuc pentru Dodon. Discutăm de asemenea despre declarațiile procurorului general care spune că Platon a fost condamnat ilegal și despre ce se întâmplă în coaliția majoritară care pare a fi tot mai fragilă. Așadar, vom intra pe rând în direct pe Skype cu mai mulți deputați. Este vorba despre domnul Iurie Reniță, deputat Platforma DA, este vorba despre domnul Adrian Candu, deputat Pro-Moldova, doamna Monica Babuc, deputat PD, dar și cu expertul în politici publice, domnul Ștefan Gligor. Așadar, este în direct cu noi în acest moment domnul Iurie Reniță. Bună seara! Bună seara! Da, imaginea este un pic, sunteți un pic cam închis la față, dar n-aveți lumină la calculator deloc? Sau să vă... n-aveți, da? Nu, la calculator. N-aveți, da? Ok, încercăm să vedem, da, să discutăm așa, deși mi-aș fi dorit ca să vă vedem mai bine. Mulțumesc, mi-aș fi dorit, eu vă văd foarte bine. La noi în studio e imagine, e lumină din acest motiv. Domnule Reniță, spuneți-mi, vă rog, un deputat a fost depistat pozitiv cu COVID-19. Dumneavoastră vă autoizolați? În primul rând, este regretabil, evident, că s-a produs. Indiferent că este deputat sau un simplu cetățean, trebuie să ne protejăm și de obligațiunea noastră a tuturor să avem grijă și să respectăm exigențele medicale. Și aici, evident că e necesar și acțiunile adecvate din partea conducerii Parlamentului și a tuturor instituțiilor din Republica Moldova. Sperăm să se facă bine și nu numai dumnealui, toți, și să reducem în consecință cazurile atât de regretabile care se produc cu această pandemie. Dar intrați în autoizolare? 14 zile? Nu cunosc. Eu am zis că dacă domnul Cupricina face parte dintr-o fracțiune, adică din PD, poate autoizolează pentru o perioadă anume întreaga fracțiune. Așa mai cinic vorbind, în glumă, dar le doresc tuturor sănătate. Evident, în primul rând, fie toți sănătoși, să avem un parlament sănătos care gândește sănătos și procedează în stil european, tot sănătos. Să trecem la subiectul pentru care ne-am întâlnit în această seară. Este vorba despre sacoșa cu bani a lui Plahotniuc pentru Dodon. Vreau să vă... am văzut că dumneavoastră ați declarat că imaginile acelea le-ați primit, dacă putem să le vedem și noi, colegii din regie, ne le pot arăta. Eu, în general, aș vrea, dacă este posibil, ca să vedem această întâlnire dintre cei doi și apoi să revenim la discuția noastră. Dați-mi pășmâne să fie o... Reluăm de unde am rămas și aș fi vrut să vă întreb, domnule Reniță, dacă sunteți cu noi. Da, da, vă rog. Sunteți, da? Aș vrea să vă întreb, ați declarat că aceste imagini au ajuns în căsuța poștală a noastră la Parlament. Așa este, am declarat public și ziceam că orice deputat are câte o lădiță poștală și este accesul liber acolo, nu este îngrădit accesul, evident, celor care au ajuns în Parlament, dar cred că, Lorena, cred că trebuie foarte, foarte multă atenție aspectelor pur tehnice. După mine și v-aș sugera să ne concentrăm pe conținutul de acolo. Deși e clar, curiozitatea este firească, păi, dar da, oricum, cât nu s-ar strădui cei neprietenii sau din tabăra lui Dodon, nu le ofer niciun motiv, că nu am să le ofer și nu fac parte din gașca criminală atât a lui Dodon cât și a lui Plahotniuc. Ca să anticipez un răspuns. De ce credeți că sunteți dumneavoastră alesul?
Ar zice că sunt ales, sunt un deputat ca și toți ceilalți Nu, din dar sunteți Parlament. ales ca să Da? dați publicității acestei imagini. Da, doar că, evident, ne-a tras atenția anterior mai mulți deputați socialiști, dar în general activitatea lui Dodon, care a compromis definitiv Republica Moldova, dar și a ortacelor lui, și în special anturajul cel mai apropiat. Mă refer la cazul Bahamas. E un caz foarte important și concludent despre cum se face politica în Republica Moldova, pe ce principii funcționează și cum Dodon dirijează toate aceste procese. Ați publicat tot sau mai aveți și alte imagini? Că am văzut că au mai apărut imagini și din alt unghi. Bine, eu am pe stickerul care l-am primit, am avut două secvențe care sunt acolo, sunt absolut identice. Acum, să vă spun sincer, aș face un apel către cei care au posibilitate, dar în general către cetățenii noștri, să mai trimită. Îi asigur că vor respecta, dar bine, că eu nu cunosc cine mi-a trimis acolo, nu mi-a lăsat niciun mesaj, dar să trimită cazuri de corupție mare cu înalți demnitari, să o facă fără nicio restricție. Să-i trimită și lui Filip, și lui Diacov să-i trimită, și altor deputați din Parlament, că n-aș vrea să monopolizez eu exclusiv aceste secvențe și să mă erigez în luptătorul unic împotriva corupției din Republica Moldova. E o cauză comună și lupta împotriva corupției trebuie întețită, trebuie consolidată și nu trebuie să fim toleranți de cazurile de corupție, mai ales la cel mai înalt nivel. Și, Lorena, dacă îmi permiți, aș vrea să fac o remarcă. Eu, în cadrul acestor secvențe, când le-am prezentat, am specificat foarte și foarte clar că am prezentat doar secvențele și am solicitat Procuraturii Generale să se pronunțe pe aspectele legale. N-am învinuit pe nimeni, că nu sunt procuror, doar le-am prezentat și a fost o interpretare, evident, ca a mea politică, în calitatea mea de deputat al Parlamentului. Dodon spune că aceste imagini sunt trucate. Bine, vedeți, data trecută a spus trucate, am înțeles că la altă televiziune a spus că sunt veridice, este adevărat, numai că el n-a vrut culeasele, dar a vrut borsetca. Faptul acesta denotă că el este dezorientat, a pierdut echilibru care se străduie să-l demonstreze că este foarte, foarte bine pe picioare. Evident că l-a afectat și nu numai el, dar și tot anturajul lui corupt. De aceea să se pronunțe încă o dată, menționez, exclusiv procuratura, nu intervin în domeniul respectiv din investigații. Chiar astăzi, dacă ați observat, am făcut o adresă oficială către Procurorul General Da. și am solicitat să se pronunțe vis-a-vis de veridicitatea, în primul rând, a acestor înregistrări. A doilea, cum coraborează aceste înregistrări cu cele anterioare, fiindcă este evident că aceasta este o secvență luată de acolo. Pentru toți lucrul acesta este clar, dar nicăieri anterior nu a apărut secvența unde apare faimosul culioc. Și transmiteți-i lui Costea lui Cornel și așa mai Da. departe. Și acea sacoșă nu pare să fie prea ușurică, chiar e destul de consistent Eu acolo. bănuiesc că apetitul lui Dodon, după ce a discutat cu Cozac, vedeți că acolo se făcea referire că și la Cozac, i-a crescut considerabil apetitul și jumătate de culioc sau mai puțin, cred că l-ar fi supărat. De aceea era atât de bine dispusă acolo și Cornel se va descurca. Vă Vedeți? referiți la domnul deputat Corneliu Furculiță? Doar ca supoziție, nu pot să spun. Da. Bănuiesc că dacă e anturajul lui, nu știu dacă are alt Cornel, cine ar putea fi, de altfel ca și De Costea. altfel, vreau să vă spun că astăzi am lansat o invitație de a participa și domnia sa la această emisiune și de a avea o opinie.
pentru că numele său a fost vehiculat, însă, din păcate, nu am reușit să obținem un răspuns. Haideți să ne întoarcem la procuratură. Procuratura Generală a spus că imaginile prezintă interes, deși anterior, dacă vă amintiți, aceleași imagini date publicității în iunie, practic, pe baza lor, procuratura a refuzat să înceapă urmărirea penală, să deschidă un dosar, pentru că nu era temei pentru așa ceva. Acum vă așteptați la un alt răspuns? Mi-aș fi dorit totuși să se producă o investigație corectă, responsabilă și exigentă. Credeți-mă că nu, în niciun caz nu pot și nu am acea pregătire să substitui responsabilitățile procuraturii. Dar însă și comunicatul pe care l-au lansat ei după briefingul meu, după conferința mea de presă, generează mai multe întrebări, dar și semne de nedumerire cum reacționează procuratura urmare doar unei ședințe după ședințele Consiliului Suprem de Securitate, care cunoașteți foarte bine că este o structură eminamente consultativă, un fel de club de discuții pe care și l-a tras Dodon ca să poată să se acopere cu justificările că, uitați-vă, Consiliul Suprem de Securitate. Știți foarte bine că acest Consiliu are caracter exclusiv de recomandări, de unele sugestii și nu mai mult. Din păcate, Dodonul folosește și procurorul general, căruia îi doresc, sincer, îi doresc să aibă o activitate responsabilă și corectă, să investigheze absolut exigent și să nu atragă atenția că e vorba de Dodon, de Plahotniuc sau oricare alt cetățean implicat în actele de corupție. Asta îmi doresc și eu și sunt sigur că toți cetățenii onești și corecți din Republica Moldova își doresc exact același lucru. Da, acum am văzut că și Andrei Năstase a depus un denunț la procuratură prin care a cerut anchetarea lui Dodon și a lui Plahotniuc de asemenea, iar fracțiunea Platforma Da a propus crearea unei comisii care să investigheze implicarea lui Dodon în acte de corupție și îmbogățire ilicită. Ba chiar am înțeles că se dorește să se ajungă și la suspendarea președintelui din funcție. De fapt, ce speră să obțină Platforma DA, mai ales că nici nu are numărul necesar de voturi pentru suspendarea șefului statului? Da, eu cred că nu doar Platforma DA, dar și mai mulți deputați din Parlament își doresc o investigare corectă și exigentă a procuraturii. Dar observăm că ne furnizează unele cazuri și cum a fost cu chestiunea aceea anterioară din 6 martie, cu clasarea dosarului, motive de incertitudine și de încredere. De aceea orice susținere, orice sprijin, aștept și noi ne-am bucurat foarte mult să vină și de la PD, dacă sunt și de la socialiști unii deputați, cu atât mai mult. Corupția nu ține cont de afilierea politică și de apartenența la un partid sau altul. Ea trebuie să fie o cauză și un efort comun a tuturor deputaților, dar și a tuturor cetățenilor. De aceea orice efort e salutabil și sperăm mult că vom reuși să-l suspendăm pe Dodon. Dar ar face cel mai bine Dodon dacă ar pleca. Ar pleca cât mai devreme și vom avea alegerile prezidențiale chiar cu mult mai devreme. Și de altfel, colegii astăzi în Parlament, foarte mulți dintre ei au optat pentru această posibilitate. Dar nu e de mirare. La obrazul lui Dodon m-aș mira ca să ajungă această responsabilitate. Păi uitați-vă că Dodon spune că aceste imagini sunt trucate și v-a numit instrument al lui Plahotniuc. Spune că imaginile acestea nu corespund adevărului. A devenit clar că Renița a fost o conservă oligarhică infiltrată în blocul acum, care mai întâi a lovit în integritatea blocului, iar acum face alte sarcini pentru oligarhi, spune domnia sa. Bine, e în stilul tradițional al lui Dodon, nu mă impresionează chiar deloc.
Eu ceea ce pot să, cu certitudine să vă spun, și nu doar eu, dar Dodon a demonstrat cu prisosință că el este o conservă rusească, că el reprezintă de fapt interesele Federației Ruse în Republica Moldova și compromite Republica Moldova. Asta cu certitudine și nu doar eu, opinia mea. Vă ziceam, faptul că m-au asociat și el, și asta am regretat, că și astăzi premierul Filip tot m-a pus acolo, dar dacă o să avem puțin timp, o să transmit un mesaj și Vă pentru rog. dumnealui. Eu îmi doresc foarte mult și cred că și foarte majoritatea cetățenilor Republicii Moldova ca Dodon, împreună cu Plahotniuc și cu Iaralov, dar și cu alții, să stea într-o cameră de penitenciar. Împreună să stea. Nu fac nicio diferență între Dodon și Plahotniuc. Sunt același clan mafiot, promovat Dodon de către Plahotniuc. De aceea, suspiciunea că aș avea careva relații sunt niște aberații disperate a unor persoane care s-au simțit cu musca pe căciulă, Lorena. S-au simțit, în popor se mai spune, mușcați. Dar n-am, nu asta i-a fost scopul meu. Scopul meu a fost de a scoate la lumină un caz de rezonanță maximă socială și politică, iar procuratura să se pronunțe, domnule, că nu e autentică înregistrarea, că e contrafăcută. Poveștile astea lui Dodon chiar că nu mă impresionează deloc și cred că pe nimeni. Astăzi, Bătrâncea de la tribuna Parlamentului, dar și Bolea, de fapt, au anunțat că vor depune sesizare la Procuratura Generală pentru calomnie și pe dumneavoastră vă acuză de implicare în contrabandă cu țigări în perioada în care ați fost ambasadorul Republicii Moldova la București. Ei bine, aberațiile lor și a lui Bătrâncea, eu i-am sugerat să ia harta Federației Ruse și să o distrugă cum a făcut-o cu harta României. Personajul ăsta este, evident, exact ca și Dodon. Este o copie fidelă și nefericită a lui Dodon, dar crescută pe filiera moscovită, este foarte clar, vis-a-vis de Bolea. Zău că îmi pare rău că domnul Bolea, în loc să rupă gardurile de protecție prin oraș, a ajuns în Parlament. Și mai pretinde că se dă mare pe aspectele juridice. Domnul Bolea nu a răspuns și dacă e treaba lui, sugerez să se adreseze la procuratură, să răspundă unde a ascuns jumătatea aceea de milion, în care am demonstrat și la dumneavoastră dispoziția de plată și restul. Vis-a-vis de aberații contrabanda de țigări, probabil băieții au confundat cu altcineva. Chiar îmi doresc și rog procuratura, și am zis astăzi în ședința în plen, eu voi merge la procuratură și voi insista să fiu eu investigat pe cazul respectiv și atunci am să-i asigur domnului Bătrâncea un loc la nou penitenciar, dar împreună iarăși cu cei trei care sunt în secvență. Domnului Filip, ați spus că vreți să-i transmiteți un mesaj. Ce anume? Regret foarte mult, vă spun sincer că domnul Filip s-a lansat într-o asemenea acuzație absolut dezonorantă. Speram și credeam că totuși La care vă dumnealui referiți? La ce acuzație vă referiți? Ce da, anume? mi-a zis că fac parte din clanul lui Plahotniuc. Culmea, după ce el a fost etalonul umilinței și a persoanei cele mai umilite, cele mai jalnice în fața lui Plahotniuc, a cui el mă atribuie? Plahotniuc, care împreună cu Filip m-au revocat ilegal de la Bruxelles, din funcția de ambasador și de la NATO, a rezultat că eu astăzi sunt scula lui Plahotniuc. Aberații! Domnul Filip, îmi pare rău și doresc totuși să se uite mai des în oglindă sau să meargă cu Dodon pe la biserică să se mai dea puțină tămâie, să-și ierte păcatele și să se trezească, fiindcă în PD și în fracțiunea PD sunt oameni onești, corecți, de treabă, care eu i-aș vedea într-o nouă majoritate parlamentară. Vă spun sincer, sunt foarte, foarte Păi, buni. ați văzut că domnul Diacov astăzi a spus că gata, PD-ul nu mai face alianță cu altcineva
Și se duce în opoziție. Vedeți, se adună cei care se simt cu musca pe căciulă, evident. Inclusiv și aberațiile debitate de către domnul Filip vis-a-vis de mine, e clar că sunt vulnerabil pe unele aspecte și n-aș vrea să mai intru mai departe în detalii cu Casa Presii, cu cantina guvernamentală și cu multe altele. Rămâne pe conștiința lor, dar și pe datoria procuraturii. Încă de anul trecut sunt în examinare dosarele. Dar oricum, dincolo de acestea, îmi doresc foarte mult, vă ziceam, în Parlament să avem o altă majoritate cu adevărat pro-europeană, națională și chiar una pro-românească să fie. Ceea ce avem astăzi, ziceam că este o mlaștină în care se adâncesc în primul rând cei de la PD. Sunt folosiți cei de la PD de către socialiști și în primul rând de către Dodon. E jalnică situația domnului Filip, vă ziceam. Cred că condiția lui exclusivă de a fi umil a trecut deja de această dată la Dodon și argumentele, interesele țării, că are și dumnealui sentimente pro-românești, sunt niște povești, după mine, nu le-a demonstrat în realitate. Ultima întrebare, domnule Reniță, vă rog să-mi răspundeți sincer. Ceea ce faceți dumneavoastră și ce ați făcut publicând aceste imagini, în condițiile în care nu vi se asigură nici într-un fel protecția, este un lucru extrem de serios. Vreau să vă întreb, franc, nu vă este frică? Lorena, dacă aș zice că nu am emoții vis-a-vis, ar însemna să mint. Dar vă asigur că sunt ferm convins că trebuie să merg mai departe și nu doar eu, dar colegii onești și corecți din Parlament trebuie să facă acest lucru. Dar vă fac Adică o adresare miza publică. este mult prea mare. Vorbim aici despre Îmi dau lucruri seama. Îmi extrem dau de seama că sunt mai importante. mulți culioace și povești mai mult și ar putea să apară noi secvențe, care am spus, chiar apelez către cetățenii noștri să le trimită. Dar dumneavoastră Ce... sunteți conștient că aceste imagini n-au venit de la un cetățean, dar de la Plahotniuc. Evident. Doamne, nu știu, poate le-au mai dat cuiva. Întrebați-l, adică invitați-l și pe el sau Da, întrebați-l pe domnul Filipi, De domnul de vreo acolo, 10 ani îl cunoscuți invit. viața lui. Da. Bănuiesc așa, nu știu. Nu am absolut nicio atribuție cu relațiile astea. A venit imaginea, am prezentat-o mai departe să suporte consecințele, dacă s-a adeverit că au fost implicați într-un act de corupție. După ce Da. vedem și după salariu, că a zis vom da salariile, ar exista bănuială rezonabilă, ca să utilizez termenii Da, juridici. juridici. Da. Domnule Reniță, vă mulțumim foarte mult pentru intervenția din această seară. Și eu vă mulțumesc mult și reiterez încă o dată, dacă 10 secunde, fac un apel către colegii din PD, cei care sunt cu adevărat pro-europeni. Fraților, haideți să schimbăm situația în bine. Oamenii vor fi recunoscători, dar și dumneavoastră vă veți debarasa de o situație jenantă și degradantă care se o produce. Vă mulțumesc foarte mult Vă pentru mulțumim. invitație, iar tuturor cetățenilor, mult sănătate, aveți grijă de voi. Da, vă mulțumim și noi, doamnelor și domnilor. În acest moment luăm publicitate și ne întoarcem după pauză cu domnul Adrian Candu. Imediat, nu va dura mult, câteva minute. Ne revedem. Da, am revenit. Domnul Candu încă n-a ajuns la un calculator, o va face foarte repede, așa că intrăm în legătură directă prin Skype cu doamna Monica Babuc, deputat PD. Bună seara! Bună seara! Vă auzim și vă și vedem. Bună seara! Doamna Babuc, unul dintre colegii dumneavoastră a fost depistat pozitiv. Înțeleg că și dumneavoastră ați fost ieri la acea ședință. Vă Da, sunteți îngrijorată? bineînțeles, ca orice om, am fost îngrijorat și stupefiat de această știre astăzi, pentru că ieri am avut, începând cu ora 12 la Parlament, ședința fracțiunii. Adevărat că am respectat toate prevederile legale privind deci adunările în pandemie și am fost mai puțin de
am fost deci 15 oameni, toți cu măști, toți cu mănuși, respectând distanța socială. Domnul Nichifor Ciu, care este colegul nostru, nu prezenta niciun fel de simptome și arăta bine mersi, astfel încât astăzi când am aflat acest lucru, am rămas șocați. Dar asta e. Undeva se mai aude ceva pe fundal acolo la dumneavoastră? Poate fi televizorul? Trebuie distins televizorul. Da, da, de sunetul să-l auzim doar la calculator între noi și atunci să nu fie acest delay. Atunci, doamna Babuc, vă întreb și pe dumneavoastră, l-am întrebat și pe domnul Reniță. Cumva astăzi în Parlament a fost tratată neserios această veste, în timp ce fiecare om este... Cum? Fiecare persoane îi se cere, da, să intre automat în autoizolare atunci când a intrat în contact cu cineva. Noi am urmărit astăzi o ședință lungă în Parlament în care, practic, deputații au fost puși în situația de a risca, nu? Lorena, și da și nu, pentru că vreau să vă spun că deci informația despre... testul pozitiv sau rezultatul pozitiv la testul la COVID pentru colegul nostru a parvenit undeva în jurul orei 12:30. Noi eram în ședință începând de la ora 10. Toată lumea era cu măști și cu mănuși și respectând distanța socială. Atât cât era posibil. În momentul în care noi deja eram în această ședință și am avut o fracțiune și ieri și acest lucru oricum s-a produs, s-a luat decizia să muncim mai departe pentru că în dependență de situația pandemică și a tot ce se întâmplă inclusiv și în Parlament, vom vedea când ne vom mai putea aduna ca să putem disputa totuși niște proiecte care sunt foarte importante pentru țara. Și așa, un timp foarte lung nu am fost prezenți în Parlament, tocmai de aceea probabil că s-a decis o asemenea soluționare a acestei probleme, dacă pot vorbi despre o soluționare. A fost un fel de reacție de moment, dar vă zic, s-a încercat să fie respectate toate solicitările. La fiecare două ore se aerisea și se dezinfecta sala, mesele, scaunele, da, și așa mai departe. Am văzut asta, da. Da. Doamna Babuc, iată că... Fără Nichifor Ciuc, practic majoritatea este la limită, majoritatea parlamentară. Bine, la limită, dar dacă este majoritate, chiar dacă și cu o persoană doar care, sau cel puțin la respectarea limitei, ea rămâne oricum majoritate. Deci nu cred că aici am putea, am văzut că colegii toți ceilalți au fost destul de disciplinați și au venit după o lungă pauză în activitatea în plen a Parlamentului. Și eu sper că cel puțin faptul că astăzi ne-am reținut atât de mult o să însemne, va fi o chestie importantă pentru suplinirea golurilor legislative care se cam adunaseră. Uh-huh. Și sper că după ce rezolvăm această problemă legată de infectarea colegului nostru, ați auzit că doamna Zinaida Greceanu, președinta Parlamentului, a anunțat că toți deputații s-a decis că vor fi testați la virus COVID, ca să vedem cum procedăm mai departe cu activitatea noastră în plen și acest lucru sper să ne ajute în deciziile noastre ulterioare. Dar veți fi în autoizolare, așa cum trebuie, 14 zile? Bineînțeles că atâta timp cât nu avem un rezultat pentru răspunsul la întrebarea dacă, Doamne ferește, suntem sau nu infectați, vom sta, bineînțeles, în izolare, așa cum am făcut-o și până la momentul în care a fost decisă ridicarea situației excepționale. Așa. Credeți că din PD vor mai pleca colegi sau rămâneți cu... sau vă opriți? Se oprește situația aici? Bun. Când ziceți vă opriți, cred că nu-i prea corect, pentru că se adresează unor oameni care nu au nicio intenție să plece din fracțiunea Partidului Democrat și din partid. Am investit prea multă viață, efort, încredere în acest partid și în oamenii
care pe mine în acest partid mă reprezintă. Eu am mai vorbit și am scris despre asta. Nu toți și nu întotdeauna. Dar acceptăm asemenea compromisuri și cu oameni care sunt mai puțin reprezentativi pentru mine personal. S-ar putea că și eu să fiu mai puțin reprezentativă pentru ei, fiindcă partidul este o familie politică care implică în sine și anumite compromisuri, de vreme ce oamenii ăștia ori i-ai găsit în partid, ori au venit și ei pe căi democratice în această organizație politică. Eu sper că nu mai are cine să plece din fracțiune, pentru că lista aceasta a fracțiunii Partidului Democrat, care venise în număr mare, practic a doua fracțiune din Parlament, era și bună, dar totodată și foarte pestriță, ca să zic așa, un fel de talmeș, balmeș de viziuni politice și pe interior. Bine că acest lucru s-a întâmplat pentru că oamenii au venit în diverse perioade în rândurile Partidului Democrat și probabil că cu diverse motivații, și atunci s-a întâmplat că din start era clar, după criza prin care trecusem, că te-ai mira dacă lucrurile vor continua exact în această componență. Acum nu este la fel de pestriță componența? Este. Componența este, de fapt, pestriță întotdeauna și în orice fracțiune. Vă rog să mă credeți pe cuvânt. Bine că există în anumite fracțiuni mai multă disciplină. De exemplu, la partenerii noștri, colegii noștri din PSRM. Dar să nu credeți că și acolo nu există disensiuni, viziuni diferite și așa mai departe. Și în fracțiunea Partidului Democrat există aceste disensiuni, dar ele nu cred să mai aducă sau nu cred să fie de o asemenea profunzime ca să aducă la noi plecări. Doamna Babuc, păi tocmai spunea doamna Ivanov, care a plecat, referindu-se la ședința din 7 mai, care a durat aproape 7 ore, că s-au adus acuzații grave și foarte grave, fiind punctul culminant, fiind acela în care s-a vorbit despre sume, da? Ne referim aici la discuția între Nichi Forciuc și Filip. Eu vreau să vă spun că doamna Ivanov, dacă a făcut referire la această ședință, nu știu de ce n-a făcut referire și la alte, multe ședințe care s-au produs în termeni foarte tensionați în interiorul fracțiunii Partidului Democrat din Moldova și în care au avut loc controverse și, dacă vreți, și învinuiri la adresa practic a fiecărui membru din partea altui membru al fracțiunii, pentru că, vă zic, în ea s-au regăsit oameni cu viziuni, cu experiențe, cu atitudini, dacă vreți, contrar opuse. Acest lucru nu putea să nu aducă la anumite separări, la anumite ciocniri de idei și așa mai departe. Așa că, în fond, ședința la care face referire doamna nu a constituit o mare deosebire de un șir de alte ședințe care s-au produs la fel. Păi eu nu înțeleg. Dumnezeu spune, doamna Babuc, dumnezeu spune următorul lucru. A fost un fel de reglări de conturi între conducerea partidului. La ședința fracțiunii cu o zi înainte, liderului de partid i s-au adus acuzații foarte grave cu numiri de sume și așa mai departe. Păi dumneavoastră spuneți acum că asta se întâmplă în mod frecvent. Păi dar la fiecare ședință? Eu am spus ciocniri, disensiuni, felul de discuții în contradictoriu și așa mai departe. Acum, cât privește acuzații foarte grave și între conducerea partidului, eu vreau să vă spun că asemenea formulări vin numai pentru ca să acopere cumva, de fapt, pasul pe care l-a făcut inclusiv doamna care face această referință și alți colegi care au plecat din fracțiune și încearcă să motiveze inclusiv plecarea lor și prin această ședință. Eu vreau să vă spun că indiferent ce nu s-a vorbit acolo, este o chestiune, o problemă interioară a fracțiunii Partidului Democrat din Moldova și extrem de multe discuții în contradictoriu nu au sub ele nici un fel de substanță. Și dacă mă întrebați și tot mă întrebați inclusiv la aceste învinuiri, acestea cu siguranță nu au niciun fel de substanță și cei care au fost vizați au demonstrat lucrul acesta, pentru că la sfârșit cei care au învinuit, și ați vorbit aici de colegul Nichi Forciuc și așa mai departe, și-a prezentat scuzele de rigoare, Lorena.
Atunci, despre ce să mai vorbim noi aici? Și doamna Ivanov știe foarte bine că acest episod s-a produs. După ce s-a discutat în contradictoriu și s-au fost aduse argumente și dezmințiri, deci respectivul coleg al nostru a prezentat în fața fracțiunii scuzele de rigoare. Doamna Babuc, dumneavoastră ați fost membrul partidului, adică omul din partid, care a vorbit despre niște sume exorbitante că ar fi fost oferite deputaților pentru a pleca din partid. S-a ajuns până la jumătate de milion, nu știu, de euro sau de dolari, dar cred că aici nu mai contează. Jumătate de milion. Niciodată nu am afirmat acest lucru și am spus că despre asta se vorbește extrem de frecvent pe culoarele Parlamentului și despre asta nu vorbește numai cel căruia nu e lene, și a scris și a vorbit foarte multă lume că este ciudat că în Republica Moldova, în Parlamentul din Republica Moldova, în ciuda unei mișcări inverse în istoria politică și în, deci, în actualitățile politice din alte țări, când deputații pot migra din opoziție spre guvernare, pentru că e firesc în guvernare există anumite pârghii de... deci impunere a proiectelor sale legislative, deci a ideilor care vin să administreze statul și așa mai departe. Și nu invers, când ești la guvernare, deții o funcție, de exemplu, de președinte de comisie și alt președinte de comisie, când ești bine mersi reprezentat în multe delegații internaționale în calitate de președinte și așa mai departe, când ești vicepreședinte a unui partid, vă rog să-mi spuneți dumneavoastră care ar fi motivația ca oamenii să plece, cu atât mai mult cu cât la partide, dacă vorbim de partid ușor, care a fost până la urmă unul din groparii campaniei electorale, probabil că Partidul Democrat ar fi putut să aibă și un rezultat mai bun, dar membrii noștri de rând și cetățenii de rând ne întrebau de ce se mișcă atât de greu dosarul deschis pe deci fapta lui Ilan Șor. De ce partidul Șor? Păi noi nu aveam răspuns la această întrebare. Da, dar, știți doamna că Babuc, de acord, dar întrebarea aceasta și-o punea fiecare cetățean onest din această țară. Ce responsabilitatea era a guvernării, adică cine era la guvernare? Partidul Democrat. Nu a mișcat niciun deget. Dragă Lorena, dați-mi voie să nu fiu de acord cu dumneavoastră. Din moment ce dosarul a fost deschis, sigur, aceste activități urmau să fie făcute de organele de resort, organele de drept, care se ocupau de acest dosar. Ce implicare putea să aibă guvernul, un ministru sau un prim-ministru în realizarea sau în developarea, deci și mersul până la sfârșit pe dosarul ușor? Dar cine asigură aplicarea legilor? Poftiți? Aplicarea legii, cine o asigură dacă nu controlul asupra aplicării legii? Nu, Parlamentul o asigură. Parlamentul, bineînțeles, și Parlamentul inclusiv. Păi iată, eu și vreau să vă spun că o bună parte dintre noi care făceam și campanie electorală și munceam în guvern și munceam în partid, noi nu prea aveam răspuns de ce lucrurile se mișcă foarte încet. Iată acum când unii colegi de-ai noștri au trecut surprinzător în partidul Șor, nu poți să nu-ți dai întrebarea, dar nu era ceva, o legătură dintre fosta conducere și partidul Șor la moment? Pentru că care alt răspuns ți-ar putea apărea la această întrebare? Păi, dar dumneavoastră, vreau să vă mai întreb încă un lucru. Niciodată nu v-ați pus problema de ce furtul miliardului nu este investigat? De ce lucrurile nu se mișcă? Nu v-ați pus această problemă? Era firesc pentru că este implicat cineva important care controlează totul, nu? Și acel cineva era Plahotniuc. Lorena, vreau să vă spun că nu numai că ne-am pus, dar foarte des am avut această întrebare și inclusiv am discutat această chestiune de mai multe ori în interiorul partidului
Explicațiile care ne erau aduse este că justiția lucrează, că dosarul este foarte voluminos. Pe urmă apăruse acest dosar cu unul din figuranții principali care era Ilan Șor, apăruse dosarul Platon și așa mai departe. Și ceea ce ni se explica nou, pentru că eu vreau să vă spun că nu poate să aibă un ministru al culturii sau al educației pârghii pentru a verifica de ce dosarul furtului miliardului se mișcă atât de încet. Da, noi ne puneam această întrebare. Da, noi regretam că acest lucru nu se întâmplă mai repede. Dar nu aveam în momentul acela alte pârghii pentru a influența acest lucru decât de a întreba în interior la ședințele de partid ce se întâmplă. Argumentele care ni se aduceau erau acestea, care vi le-am spus. Vreau să vă mai întreb încă un lucru vis-a-vis de plecarea deputaților. Din 2016 până în 2019, alți deputați au fost cumpărați, potrivit președintelui de partid comunist Vladimir Voronin, de exemplu, a făcut aceste declarații oficial. Nu știu dacă s-a dus la procuratură, parcă așa mi-amintesc eu, că din partidul domniei sale au plecat mulți deputați la Partidul Democrat. Cumpărați, spunea Voronin. Atunci acest lucru nu v-a ridicat niște semne de întrebare? Lorena, cunosc aceste declarații a domnului Voronin și bineînțeles că și atunci le-am discutat, dar exact așa cum spun că eu nu am afirmat niciodată în spațiul public despre aceea că foștii noștri colegi neapărat au luat anumite sume de bani, pentru că nu am dovezi pentru acest lucru. Dar v-am adus argumentele în favoarea acestei teze, care reiese din logica acțiunilor acestora. Exact așa și cu deputații care, așa cum spunea domnul Voronin, ar fi fost, eventual au trecut contra cost în rândurile Partidului Democrat. Ok, unde sunt probele ca să înțelegem acest lucru? Cu atât mai mult cu cât eu am mai spus și acest lucru. Din rândul acestor deputați avem colegi foarte onești și extrem de profesioniști și responsabili, despre care nu putem să credem că ar fi putut face acest lucru. Da. Iarăși, încă o dată, nu avem pentru asta niciun fel de probe și dovezi. Acum, ați văzut, ca și noi, filmulețul acela cu sacoșa cu bani de la Plahotniuc pentru Dodon. Ce reacție ați avut? O reacție de mare tristețe, ca să zic așa, pentru că, dincolo de faptul că, da, este adevărat că, iarăși, dacă vorbim prin prisma probelor și așa mai departe, nimeni nu poate afirma că neapărat acolo se aflau bani. Dar cum nu, dacă Dodon spune că el trebuie să dea salariile luni? Poftiți? Păi nu spunea el că trebuie să dea salariile și... Păi eu vă zic, reieșind doar din discuții și așa mai departe, nu pot să afirma cu siguranță că acest lucru vorbește nu neapărat despre dare de mită și despre bani. Dar din context și din ce spune domnul președinte, desigur că această concluzie ar putea fi cumva trasă. Oricum, eu cred că trebuie să fie oferit dreptul oricui la replică și lucrurile demonstrate, dar însăși faptul că se discută de o asemenea manieră și într-un asemenea fel, sigur că nu poate să nu-ți trezească nu numai că regrete, dar și sentiment de dezgust, pentru că și o parte și alta, cumva, dacă acest lucru se confirmă că este vorba de sume de bani, îți pui semnul întrebării atunci care erau adevăratele valori în limita cărora acești oameni funcționau la funcțiile lor foarte înalt. Eu vreau să cred că nu, dar pentru asta trebuie să avem iarăși probe. Dar pentru asta, ca să știm exact ce a fost, trebuie să avem o justiție independentă. Dumneavoastră aveți încredere într-o eventuală, eu știu, anchetă pe care să o desfășoare în mod independent procuratura? Lorena, eu vreau să vă spun că procuratura de astăzi, care este condusă de un procuror general în care personal am încredere pentru că l-am cunoscut personal,
Și știu că acest om a pus întotdeauna în activitatea sa în calitate de prim, deci de dovadă de prim rang, probele care incontestabile și omul care niciodată nu ar fi putut trece peste drepturile omului, indiferent cine n-ar fi fost el și niciodată nu ar fi putut învinui, din punctul meu de vedere, așa cum l-am cunoscut pe domnul Stoianoglu în activitatea noastră comună în Parlament, eu cred că o asemenea anchetă, deci veritabilă și echitabilă, bineînțeles că există și se poate desfășura în Republica Moldova. Acum, dacă vă referiți în general la justiția noastră, eu am spus-o mai de mult. Sigur că justiția din Republica Moldova, ca și multe alte domenii, apropo, sănătatea, ați văzut că pandemia, dincolo de toate necazurile și golurile pe care le are sistemul nostru de sănătate, a demonstrat că în caz de forță major ne putem mobiliza mai bine sau mai rău, dar cât de mari probleme avem noi și cu personalul medical, și cu medicamentele necesare, și cu echipamentele necesare, exact așa e și cu reforma justiției. Reforma justiției trebuie să aibă loc și trebuie să înțelegem de unde trebuie se trage. Trebuie să existe voință politică pentru asta, doamna Babuc, pentru că noi de 30 de ani vorbim și vorbim, dar nu se face nimic și suntem unde suntem și politicienilor le place să-și subjuge justiția, să o controleze, să emită ei decizii în locul judecătorilor sau să dicteze cum trebuie să se pronunțe într-un caz sau altul. Nu pot să nu vă dau dreptate, dar nu să fiu de acord atunci când afirmați că în 30 de ani nu s-a făcut nimic. Lucrurile totuși se mișcă mai încet decât ar fi bine și ar trebui, dar lucrurile se mișcă pentru că noi suntem un stat care la 30 de ani de independență am avut foarte puțină experiență de existența unor structuri statale democratice, inclusiv și a unei justiții, pentru că și în perioada sovietică eu vreau să vă spun că justiția a avut mari, mari cozi de moralitate și profesionalism care au trecut prin inerție în, după declararea independenței Republica Moldova, ba s-au mai și împodobit, în ghilimele vorbind, de metehne pe care economia de piață, libertățile care au fost înțelese greșit de foarte multă lume s-au suprapus peste această justiție. Dacă... De ce? Da? Trebuie să existe voință politică și eu cred că ea există și se va dezvolta și... Doamna Babuc, dacă s-ar fi întâmplat chestia asta cu culioșierul, cum spune culiocul, cum spune președintele Dodon, într-o altă țară unde există principii din acelea sănătoase, da? Unde există onoare, respect, unde există justiție, unde există, nu mai spun, ce ar fi trebuit să facă președintele? Lorena, eu nu mă apuc să comentez sau să mă dau cu părerea ce ar fi trebuit să facă președintele. Eu probabil că cred că asta trebuie să-l întrebați pe domnul președinte ce trebuia să facă. Da, l-am invitat, dar trebuia să vină, dar a renunțat după imaginile acestea. Da. Da, probabil că va veni, pentru că domnul președinte Dodon comunică cu presa destul de des și așa mai departe, dar eu vreau să zic că la întrebarea dumneavoastră eu v-aș răspunde exact cu detaliile pe care le-ați oferit până la ce ar trebui să facă. Păi iată, noi trebuie să avem aceste valori inoculate în societate, pentru că orice om, fie el președinte, fie măturător, fie profesor, fie medic, în caz de existența unor situații care îl pun în incompatibilitate cu funcția sa, cu poziția sa în societate, să aibă curaj și demnitate să ia anumite decizii. Da, repet că... încă o dată, în cazul respectiv, e bine să-l întrebați pe domnul președinte. Dar s-a pus sau nu președintele în incompatibilitate? S-a pus sau nu președintele? Imaginea președintelui în acest moment a avut sau nu de suferit? Fără îndoială că a avut. Fără îndoială și eu v-am spus că a avut de suferit și imaginea fostului lider al partidului nostru. Bine, dar imaginea nu, nici nu era, cum să vă spun. Vă spun sincer, domnul Plahotniuc spunea deschis că finanțează partide din Republica Moldova, mai multe partide, dar, bine, nu toate partidele, mai multe partide. Eu credeam că sunt niște declarații.
Doar niște declarații. Eu aici nu vreau să mă dau cu părerea, vă zic, pentru că e foarte bine să se expună specialiștii în domeniu, în drept, în aceste chestiuni și e foarte bine ca oamenii care apar în cadru să aibă dreptul să-și spună ei opiniile și să comenteze ei. Da. Ceea ce v-am spus anterior este că reacția mea nu putea fi alta decât o reacție extrem de negativă și de o dezamăgire profundă. O ultimă întrebare, dacă se va pune problema suspendării președintelui, da? Cum veți vota în Parlament? Nu cred că trebuie să punem acum condiționalități de acest gen, dacă se va pune. Politica este arta posibilului, Lorena, și în fiecare caz aparte, o forță politică își gestionează activitățile în raport cu viziunile sale strategice, tactice, cu statutul său și cu momentul politic actual. Deci, în dependență de acest lucru și în dependență cum vor comenta toți figuranții, dacă vă referiți la acest episod despre care vorbeam anterior, deci acțiunile lor, în dependență de acest lucru, vom și proceda la anumite acțiuni. Da, vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția din această seară. Luăm publicitate și după pauză ne vedem cu Adrian Candu. Publicitate. Da, ne-am reîntors. Suntem acum în legătură cu domnul Adrian Candu, care este deputat Mișcării Pro-Moldova. Bună seara, domnule Candu! Bună seara! Așa, vă vedem, vă auzim, minunat. Dumneavoastră, cum veți proceda? N-am cum să nu vă întreb după ce s-a anunțat că un deputat este infectat cu COVID. Colegii lui au fost astăzi în Parlament. Cum veți proceda? Vă autoizolați 14 zile? Oh, bună întrebare! Așa ar trebui, probabil, dar o să mai consult medicul să vedem în funcție de recomandările care au fost date astăzi. A fost ca noi toți sâmbătă să ne facem testul. Am revenit acasă. Sâmbătă asta înseamnă că mâine eventual să stau acasă toată ziua și respectiv sâmbătă să fac testul, să vedem. Dar înțeleg că colegii, bine, noi nu prea am comunicat, nu ne-am apropiat unul de altul de colegii din Partidul Democrat. Dar părere de rău ar trebui ca ei să fie izolate inițial și să nu fi venit poate astăzi Dar în ei plenul n-au știut. 4. Gândesc că nu ar fi avut quorum sau nu ar fi avut voturile Dar necesare. apropo de quorum, astăzi toată lumea se aștepta să vi se ridice imunitatea. De ce credeți că nu s-a întâmplat? De ce anume mie? De ce credeți că anume toată lumea asta a așteptat? De ce? Pentru că domnule Bedinski dimineață chiar a confirmat faptul că socialiștii au expediat la procuratură, eu știu, niște documente din care reiese că dumneavoastră v-ați fi pus semnătura pe anumite acte, acolo unde nu ar fi trebuit să vă puneți semnătura. Ei nu au oferit detalii și așteptau ca procuratura să ia niște măsuri. Sau nu știți despre asta? Prima dată aud. Care domnul Lebedinski? Deputatul Lebedinski? Adrian Lebedinski, după ce a coborât din mașină astăzi dimineață la Parlament, a făcut această declarație. Mă miră. Prima dată aud așa ceva. De unde să știe un deputat ceva în privința unor acte și a procuratorii? Foarte straniu. Lucrul ăsta trebuie să se facă nu pe... În justiția, în general, nu e cazul să se facă în Parlament, la tribunele politice sau la studiourile de televiziune. Justiția se face în instanță de judecată și nu ar trebui să fie comentat. Dacă domnul Lebedinski dă dorința sa ca realitate, e o greșeală și aparține lui astfel de ieșiri. Bine, pe de altă parte, există și declarația președintelui făcută după ședința Consiliului Suprem de Securitate, în care a spus foarte clar că arhitecții furtului miliardului, printre care se numără inclusiv foștii miniștri ai economiei, iar dumneavoastră sunteți unul dintre ei, această dezlegare a fost făcută pe Facebook de unul dintre deputații socialiști inclusiv, trebuie să stea la pușcărie și vor sta la pușcărie. Dumneavoastră, cum comentați această declarație?
Păi, în primul rând, președintele Dodon nu are dreptul să facă astfel de declarații. Nu este el nici justițiarul, nu este el nici procurorul și nu este nici el cel care să dea nota unor acte sau unor acțiuni. Păi și dumnealui a fost ministrul economiei, poate dumnealui pe sine se înțelegea sau se presupunea. Adică dacă mi-aduc aminte foarte bine, no. Cam de când a fost dumnealui ministrul economiei, cam atunci au început probabil problemele în banca de economii. El se referea la furtul miliardului. Acum? Păi dar furtul miliardului asta și înseamnă. Problemele care erau de ani de zile, zeci de ani de zile, sau nu zeci de ani de zile, dar cel puțin de prin anul 2006-2007, atunci când au început problemele în banca de economii. De acolo se trag toate. Și dacă e de calificat tot ceea ce ține de sistemul bancar și problemele care au fost și care au dus la furtul miliardului, pe dacă vorbim despre arhitectură, ar trebui să vorbim despre ministrul economiei Igor Nicolaevici Dodon atunci. Dar mai în glumă, mai în serios, este ilegal și nici măcar etic politic să faci acuzații folosindu-te de anumite poziții și de anumite instrumente pe care ți le-ai creat, inclusiv acest Consiliu de Securitate, care până la urmă trebuie să fie o instituție sau un organ consultativ, și să ieși să bați cu pumnul în masă sau de la tribun sau să arăți degetul, mai ales în situația în care ai început să fii foarte deranjat de anumiți oameni din politică care cumva îți strică planurile. Și după cum vedeți, toată această avalanșă de acuzații și de intimidări și de acuzații și intimidări au început atunci când am reușit noi să câștigăm decizia la Curtea Constituțională. Până atunci, președintele Dodon nu ezita să spună numele Candu, dar cum această mică echipă pro-Moldova, dar și cu alți colegi din opoziție, a reușit o buturugă mică să răstoarne carul mare, am devenit incomod, plus că și criticile sunt destul de dure, probabil, și din cauza asta au început să se comporte și din punct de vedere politic neetic și din punct de vedere al legalității. Nu poate un președinte, că nu este nici procuror și nici justițiar, să spună el cine este vinovat. Până la urmă există prezumția nevinovăției la noi în țară, ca și în altă parte, și până nu este făcută dovadă în instanță de judecată și nu există o decizie, tot se bucură de prezumția nevinovăției. Așa, păi, ok, vedeți că nu numai de aici vin, după ce președintele încă a făcut următoarea precizare, vor veni procurorii în Parlament, domnia sa a precizat acest lucru, iată că la adresa dumneavoastră sunt mai multe, cum să zic, declarații de acest fel. De exemplu, domnul Filip, care spune, după plecarea ultimilor doi deputați din PD, la dumneavoastră, le urăm succes în echipa hoților de miliarde. Păi, domnul Filip, ultimul timp începe să facă tot felul de declarații. Eu înțeleg, de altă parte, supărarea și frustrarea, deoarece totuși e un eșec când îți pleacă colegi din echipă. Dar în același timp, i-aș sugera și dumnealui să păstreze o anumită etică politică, deoarece hoții de miliarde, poate și dumnealui acolo ar trebui să fie calificat. A fost membru în câteva echipe guvernamentale, a semnat, a votat. Și apoi, în afară de asta, cine până la ora actuală a contestat niște decizii ale guvernului care le-am votat și eu inclusiv? Cine le consideră pe ele ilegale sau care au adus anumit prejudiciu? Pe momentele nu au fost contestate. Au fost decizii solidare și luate solidar într-o anumită echipă. Și vina mea e aceeași probabil ca și a domnului Filip sau a doamnei Maia Sandu sau a prim-ministrului Leancă sau a conducerii Băncii Naționale, fiindcă toți am participat la o analiză, la o evaluare a situației, la unele concluzii și la unele decizii. Respectiv, dacă vorbim de arhitecți, păi să începem de la domnul Dodon, care a fost ministrul economiei în perioada când Banca de Economie a început să aibă probleme și probabil trebuia să intervină și poate trebuia și atunci să clarifice unele chestiuni și nu a făcut-o. Până în prezent. Fiindcă... Da, noi când vorbim despre furtul miliardului, să nu intrăm în acest... Iertați-mă că intervin, să nu intrăm în aceste detalii și să explicăm în câte etape s-a făcut și cum s-a făcut. Vorbim din 2014 încoace. Înțelegem declarațiile politice despre care vorbiți dumneavoastră, dar uitați-vă că aseară fostul premier Sturza a făcut o declarație la adresa dumneavoastră de genul
Se vede cu ochiul liber implicarea lui chiar și în procesul de concesionare a aeroportului și a privatizărilor ilicite, dar și a deciziilor de alocare a banilor din BNM. Candu are un parastas atât de mare că nu-l invidiez, a spus domnul Sturza. Cum comentați asta? Eu ar trebui să fiu încântat de această caracteristică a domnului Sturza. No, domnul Sturza, pe lângă faptul că s-a remarcat în istoria țării prin probabil cea mai proastă perioadă de guvernare în acea perioadă, deși bănuiesc că au fost probleme pe atunci, dar în primul rând, domnul Sturza ar trebui să facă măcar diferențele între guverne. Eu n-am fost ministrul economiei în perioada concesionării aeroportului. Aveam altă ocupație și alte activități. În primul rând. În al doilea rând, nu dumnealui trebuie să-mi dea note de moralitate, fiindcă eu mi-l aduc aminte când era candidat în funcție de prim-ministru și cum l-am întrebat eu odată pe dumnealui, dar de ce, uite, depui atâtea eforturi, 2 săptămâni de zile mergi pe la televiziune în fiecare zi, știi doar că nu există o majoritate care să te susțină în calitate de prim-ministru. Mă refer la anul 2015. 16, perioada aia, la intersecția de ani. Și dumnealui mi-a spus următoarele, domnul Candu, trebuie să înțelegeți că eu din 11 luni de a fi prim-ministru am trăit după aia 15 ani. Și de ce să nu merg eu prin țară și să mă întâlnesc cu societatea civilă 2 săptămâni cu camerele după mine în mod gratuit? Așa că lecții de moralitate să nu ne dea, iar ce ține de implicarea în unele acțiuni ilegale sau unele decizii, asta trebuie să o spună în primul rând justiția și nu mai ales persoane care se simt atât de frustrate, care ies pe la televizor și tot încearcă să demonstreze ceva cuiva. Da, noi de la justiție așteptăm aceste răspunsuri de ani buni și sperăm... Și a avut rolul de prim-ministru să se bucure de acele 11 luni, încă câțiva ani cât vrea dumnealui, dar chiar nu este el cel care să-mi dea mie o notă, fiindcă probabil am fost un mai bun ministru economiei decât dumnealui prim-ministru. Eu caloș în formă, adică salariu în formă de caloș niciodată n-aș fi acceptat. Așa, eu nu vreau ca să fiu avocatul domnului Sturza, vă dați seama, nici nu cred că acesta este rolul meu, însă ceea ce am vrut să precizez este faptul că așteptăm ca justiția să-și facă treaba de ani buni, de când s-au furat banii și până acum și nu vedem nicio mișcare, lucru pentru care sigur că trebuie să aruncăm pietre și în grădina dumneavoastră ca fost șef al legislativului, pentru că lucrurile nu s-au mișcat și din acest punct de vedere nu vă considerați responsabil? Eu cred că întreaga clasă politică este responsabilă și toți aproape 30 de ani de existență a Republicii Moldova și nu poate fi unul mai responsabil decât altul, decât dacă vorbim de responsabilitate politică, fiindcă Andrean Candu a administrat unele procese în baza regulamentului și a Constituției în tot ceea ce înseamnă conducerea Parlamentului. Dar sunt 100 de deputați care luau deciziile prin vot și nu doar Andrean Candu le lua. Și mai mult ca atât, dacă e de blamat pentru ceea ce este astăzi în țară, trebuie să blamăm toată clasa politică și nu doar clasa politică, dar și toți cei care au participat în viața de zi cu zi și nu au făcut-o începând de la solidaritate, sinceritate, legalitate. Uh-huh. Și dacă vorbim de vreun eșec și dacă este cazul să schimbăm ceva în viață în Republica Moldova, dacă, de exemplu, actuala clasă politică nu reușește în timpul apropiat să schimbe lucrurile, probabil ar trebui să fie o resetare, un fel de lustrație politică pentru toți cei care au fost până la ora actuală în politică, inclusiv domnule eu. Domnule Candu, Procurorul General a ieșit zilele trecute și a făcut niște declarații care nu știu să folosesc cuvântul potrivit aici, dar un pic ne-au scuturat așa ca să... Deci, Platon a fost condamnat ilegal în baza unui dosar fabricat. Dumneavoastră, cum comentați acest lucru? Este greu să comentez declarațiile unui procuror general. Probabil procurorul general știe mai multe decât știm noi. În același Dar timp dumneavoastră există... ați văzut acest caz atunci când s-a întâmplat și știți legătura între Plahotniuc și Platon.
Dar de unde ați luat, că eu știu anume despre legătura Plahotniuc Păi cu Platon? toată lumea despre asta a vorbit și am citit peste tot și Laundromatul și toate. Tot ce ați citit dumneavoastră, probabil am citit și eu și mă pot da o opinie generală în privința unei percepții din public și a unei percepții în înțelegerea noastră. Dacă procurorul general a făcut o astfel de declarație dumnealui și o asumă, probabil și o face în baza unor cunoștințe și își o asumă și din punct de vedere a responsabilității. Noi toți, adică întreaga societate, am avut o percepție și o înțelegere despre activitatea, acțiunile sau inacțiunile cetățeanului Platon. Noi am auzit-o și nu doar de pe interior, noi am auzit-o și din punct de vedere a comunicării din partea altor state, Ucraina sau Rusia, și noi toți am auzit unele chestiuni, dar pe care nu le putem proba, este adevărat sau nu, asta trebuie să facă justiția. Da. Dacă procurorul Justiția general independentă trebuie să o facă. declarație, dumnealui își asumă probabil această declarație. Și Vlad Plahotniuc este unul dintre principalii beneficiari ai furtului miliardului. Ar fi beneficiat de 100 de milioane de dolari. 100 de milioane de dolari. Asta trebuie dovedit. Dacă așa este, iarăși este o declarație pe care și-o asumă procurorul general, în instanță de judecată lucrul ăsta trebuie dovedit. Eu am o altă percepție, dar în același timp nu sunt eu nici justițiar și nici acuzator, cum este domnul Stoianoglu. De aceea, știți care e problema, Lorena? Și asta probabil ne caracterizează inclusiv prin eșecurile de care vorbim noi, tot ce înseamnă și clasa politică și țărișoara noastră. Că noi toți stăm și ne dăm cu părerea despre vinovăția unei persoane sau alteia, așa, în studiourile de televiziune, că în Nu, lucrul noi ăsta trebuie să... cităm declarațiile procurorului general. Este adevărat, dar uitați-vă, noi stăm, vorbim 10 minute despre ceea ce normal trebuie să discute într-o instanță de judecată între procurori, avocați și judecător și cu acele persoane care trebuie să aducă probe. Noi acum facem un fel de justiție. Eu nu pot să zic dacă domnul Platon e vinovat sau nu, nu pot să zic nici despre domnul Plahotniuc. Eu Nu, pot noi să nu spun... vorbim despre faptul că domnul Platon este sau nu vinovat, noi vorbim despre fabricarea unui dosar, noi vorbim despre un dosar, o condamnare ilegală. Și asta trebuie să fie dovedit de instanța de judecată. Domnule Candu, ideea era că dumneavoastră ați fost președinte al Parlamentului în acea perioadă și Așa. voiam un comentariu din partea dumneavoastră pe marginea acestui lucru. Deci nu Pe este un capacitate. om oricare, orice om sau un om simplu, este procurorul general. Lorena, președintele Parlamentului, nu vorbește și nu are dreptul să vorbească nici cu un procuror și nici cu un judecător. Dacă o face, săvârșește o Nu infracțiune. este vorba despre asta, domnule Candu. Înțeleg ceea ce vreți să spuneți dumneavoastră și iar vă întreb și pe dumneavoastră ca și pe doamna Babuc, totuși, cine are atribuții de a controla, de a verifica modul în care se aplică legea, spiritul legii și litera legii? Pentru asta sunt procurorii și judecătorii. Da. Judecătorii sunt cei care aplică legea Cine penală. verifică? Da. Haideți să nu intrăm în detaliile acestea, că așteaptă și domnul Gligor și mai am față de dumneavoastră multe întrebări. Faceți niște declarații și noi aducem Noi ne concluzii și referim la controlul asupra este respectării un stat legii. care face legi, nu urmărește aplicarea legilor. Pentru asta este Controlul instanța de... asupra aplicării legii. Domnule Candu, ok, haideți să trecem mai departe. Spuneți-mi, vă rog, când ați spus că președintele Dodon nu va ajunge să candideze la prezidențiale din cauza că toate schemele și interesele financiare ale lui Dodon vor fi curând identificate și dezvăluite întregii societăți, la ce anume v-ați referit? Eu mă refer și inclusiv la informațiile care au apărut în public, inclusiv legate și de finanțarea ilegală a partidului. Eu mă refer inclusiv la tot ceea ce se bănuiește sau se suspectează ce ține de legăturile cu oameni de afaceri din Federația Rusă. Eu mă refer la conglomeratul media, eu mă refer la eventualele surse de finanțare a fundației din suflet. Eu mă refer și la sursele inclusiv publice, din surse publice, la informația care trebuie examinată, analizată, investigată, de ce nu, și în eventualitatea unor dezbateri, inclusiv politice, lucrul ăsta poate fi dezvăluit sau comentat. Dar știați despre sacoșică? Nu.
Pentru mine la fel a fost ca și pentru foarte mulți cetățeni și telespectatori sau cei care urmăresc evenimentele politice, a fost o surpriză sau a fost o noutate să văd acele secvențe video prezentate de domnul Reniță. Dar știați de această practică a fostului lider al Partidului Democrat de a finanța partide, de a mitui politicieni? Dumnealui este cel care a finanțat Partidul Democrat, era unul dintre finanțatorii Partidului Democrat. Alte partide. Asta eu nu cunosc. Și noi, cei care am privit niște secvențe, putem să ne dăm cu opinia sau cu părerea, dar este complicat să revii cu anumite constatări. Noi doar n-am participat în acea discuție și nu știm exact dacă au fost dat bani, noi așa bănuim că e vorba de bani, dar noi nu știm nici măcar dacă au fost dat bani cu împrumut, poate pentru o datorie, poate în împrumut, sau poate chiar într-adevăr au fost o anumită finanțare făcută. Chestiunea asta, cei care au participat, inclusiv președintele Dodon, ar fi trebuit să iasă și să comenteze dumnealui. El era unul din promotorii acelei scene. A comentat. A spus că imaginile sunt trucate și nu corespund realității. Nu prea par imagini trucate și dacă dumnealui spune că sunt trucate, pentru asta există expertiză. Sunt foarte buni specialiști în întreaga lume, dar cred că și în Republica Moldova sau cel puțin în România, țările de alături, unde un astfel de video poate fi expertizat la o adică și societatea să știe dacă este adevărat sau este trucat. Pavel Filip spune că după ce a fugit Plahotniuc, v-ar fi trimis la Șor să căutați bani pentru partid. Cine m-a trimis? Pavel Filip? Plahotniuc. După ce a fugit, Plahotniuc v-ar fi trimis la Șor ca să căutați bani pentru partid. Așa a spus domnul Pavel Filip? Da. Nu? Habar n-am ce are de prima dată aud așa ceva. Eu nu m-am ocupat de căutarea finanțării pentru Partidul Democrat. Nu era misiunea mea. El, dumnealui, este și a fost ales președinte în luna septembrie. Îi aparține dumnealui și, în general, echipii tot ceea ce înseamnă finanțare. Nu eu sunt trezorierul partidului să caut finanțare pentru partid. Dar ați declarat că ați participat la una dintre întâlnirile domnului Filip cu domnul Plahotniuc în Miami. Și spuneați că dacă trebuie, poftim? Nu la Miami, dar în Washington. În Washington, mă iertați, da. Eu am plecat pe ideea că dumnealui s-ar afla acolo. Dumnealui se află în Washington? Nu cunosc unde se află dumnealui. În Statele Unite. Știu că e în Statele Unite, dar nu cunosc exact în ce localitate sau în ce regiune. Dar nu vorbiți cu dumnealui? Vorbesc câteodată, mai rar, mult mai rar ultimul timp. Dar nu îl întreb, dar știți de unde sunteți și ce faceți în momentul potrivit. Dar avem despre ce vorbiți? Avem o relație de afinitate, dar e greu să o compar ca o relație de confidență. Și siguranță nu e o relație de prietenie. De aceea, dar este o relație apropiată de afinitate. Dar ea nu presupune să depășească anumite limite. Dumneavoastră sunteți fiul lui de cununie, nu îl întrebați unde este, ce face, cum reacționează? Niciodată, în toți anii pe care l-am cunoscut, nu l-am întrebat lucruri care sunt strict de persoană și strict private. Așa. Spuneați că ați participat la una dintre acele întâlniri, înțeleg că au fost mai multe. Eu am participat la una. Da. Câte ele, domnul Filip probabil știe mai bine. Eu dacă n-am participat, am participat doar la una și știu de una cu siguranță. Și ce s-a discutat la acea întâlnire? La acea întâlnire unde am participat în trei, domnul Filip a vrut să se consulte cu domnul Plahotniuc despre cum e mai bine să fie administrat partidul, care ar fi viziunea dumnealui și planurile dumnealui și cum vede dumnealui, care este viziunea lui de a poziționa partidul, de a organiza partidul, fracțiunea parlamentară, deci un fel de consultare pe subiectul dezvoltării partidului. Și vă aduceți aminte că în acea perioadă partidul a trecut chiar printr-o perioadă foarte grea și din punct de vedere a intimidărilor, acuzațiilor, tot ce s-a întâmplat și în Parlament, acel dosar al uzurpării, nu era una dintre cele mai bune perioade și domnul Filip a vrut să explice și planul pe care îl vede dumnealui și să consulte cu dumnealor, apropo, să-și cunosc mult mai de mult timp decât mă cunosc și eu. Au fost și colegi în studenție, respectiv zeci de ani, și bănesc că au și o relație, sau aveau o relație poate chiar mai apropiată.
Iată de ce au decis să se consulte. Păi și atât, s-a dus până la Washington ca să discute un lucru pe care îl putea discuta la telefon? Nu, eu bănuiesc că nu ținea doar de partid. În primul rând, domnul Plahotniuc trebuia să explice și situația care a stat la baza plecării dumnealui, că este mult mai ușor să discuți cu cineva pe viu decât să discuți la telefon, plus că erau și unele chestiuni mai specifice și mai sensibile. Nu a fost o discuție doar cu un singur subiect și doar într-o 30 de minute sau o oră. A fost o discuție care a presupus, în primul rând, ce s-a întâmplat, un fel de analiză a evenimentelor ce au precedat evenimentele din luna iunie, cele din iunie, plecarea domnului Plahotniuc, de ce așa, cum, când, care sunt planurile inclusiv, dar și legat de soarta partidului, fiindcă domnul Filip și, în general, în acea perioadă, noi toți care eram într-o anumită cerc al conducerii Partidului Democrat, aveam foarte multe frământări. Ce e mai bine să facem? Cum să facem? Iar domnul Filip se pregătea să preia conducerea partidului. În acea perioadă, dumnealui era un interimar și urma să fie organizat congresul și respectiv să își asume această responsabilitate de a conduce Partidul Democrat. Ce legătură are Plahotniuc cu Promoldova? Nu are nicio legătură. Absolut nicio legătură. Despre Promoldova, în general, nu am vorbit, deoarece atunci când am plecat din Partidul Democrat, am considerat că este cazul să-l anunț că plecăm, dar... Dar după aceea n-ați mai vorbit cu el? Am vorbit, de exemplu, de sărbătorile de Paște, dar nu vorbim despre planurile echipei Promoldova sau planurile mele în politică. Da, acum vreau să vă spun că foștii colegi din PD spun că pe coridoarele Parlamentului se discută despre sume exorbitante cu care au fost cumpărați deputați din Partidul Democrat și aceste sume sunt de la 250 de mii, nu știu, euro sau dolari, până la 500 de mii. Deputații au plecat și la partidul și la mișcarea Promoldova, dar spuneți-mi, vă rog foarte mult, cum comentați aceste lucruri și cum vedeți, în general, această practică în politică, da? Despre care se discută de atâta timp și Partidul Democrat a fost acuzat că a cumpărat deputați din 2016 până în 2019 și nu puțin. Vedem același lucru se perpetuează mai departe, vedem președintele că vine la discuții cu un lider de partid și are de dat salarii. Da. Este o practică nocivă și dacă este adevărată și dacă persistă și dacă va continua, atunci cu siguranță această clasă politică nu își merită să se poarte denumirea de clasă politică și toți cei care sunt în politică normal ar trebui să plece și să fie complet resetat pe ce înseamnă instituția inclusivă a Parlamentului. Colegii care pleacă astăzi din Partidul Democrat și vin la Promoldova, ei se regăsesc până la urmă în aceeași echipă din unde am pornit noi toți cândva. Și nu este vorba despre cumpărare. Nu. Să fim serioși. Oamenii pleacă fiindcă trec prin anumite dezamăgiri și frustrări de ceea ce se întâmplă în echipa Partidului Democrat. Și mi-e pare foarte rău că colegii care sunt astăzi în Partidul Democrat, în loc să privească în curtea lor proprie și să vadă ce se întâmplă și de ce pleacă oamenii, că să nu mai spuneți că oamenii pleacă de la putere în opoziție, fiind convinși cumva material, financiar, hai să fim serioși, de unde sume imense de genul ăsta și pentru ce? Care ar fi logica? Care ar fi logica să plece cineva de la putere în opoziție? Dar oamenii pur și simplu sunt dezamăgiți de ceea ce se întâmplă. Și vreau să vă dau exemplu ultimilor evenimente legate de exemplu de echipa din Nisporeni. Noi am fost invitați la Nisporeni luni dimineața să avem o discuție cu întreaga echipă, cu întreaga organizație teritorială a Partidului Democrat. Da, nu cred că e întâmplător acolo Nisporeniu, că Nisporeniu știm foarte bine cum a votat, cât de apropiat a fost de fostul lider al Partidului Democrat. Da? Nisporeniu este într-adevăr ca și Ungheniu, sunt regiuni pe lunga Prutului care au un element specific, că sunt mult mai apropiat de România, au puțin mai mult naționalism, sunt diviziuni foarte pro-occidentale, ca și multe alte, de fapt, regiuni, nu aș vrea să supăr pe nimeni acum. Și acei oameni
trăiau, aveau niște trăiri, inclusiv legate de această majoritate parlamentară formată cu socialiști, inclusiv în privința acestei guvernări care este foarte defectuoasă și nu rezolvă problemele oamenilor. Și am discutat despre problemele oamenilor și am discutat despre viziunea pro-Moldova și în baza acestor discuții au luat decizie, au votat și au aderat la pro-Moldova. Domnule Candu, aș fi vrut să vă mai întreb un singur lucru, dacă este posibil. Dumneavoastră, despre practica liderului, fostului lider democrat, Plahotniuc, de a finanța partide, știați? Eu știam că dumnealui finanțează, în mare parte. Partidul Democrat avea finanțare pentru Edelweiss, dar că finanțea pe altcineva. Și cum finanța? De exemplu, poate dumnealui în acel video a acordat un împrumut. Sau cine știe ce datorie a fost achitată. De aia dacă și dumnealui, dacă e vorba despre mită, și dumnealui poate să fie tras la răspundere pentru dare de mită. Sigur, dacă este vorba de dare de mită, de luare de mită, dar pentru asta trebuie să se expună cei care au competențe să o facă, iar nu noi să venim cu păreri. Aveți încredere că cei care au competențe se vor expune în mod obiectiv și noi vom afla adevărul? Sperăm. Eu sper foarte mult. Dacă vrem, dacă nu avem încredere absolută în nimic, atunci halal de toate instituțiile. Este adevărat că societatea și cetățenii au pierdut încredere în foarte multe instituții, dar trebuie să, cel puțin să începem cu ceva, cu anumită încredere. Dacă noi am avut încredere sau clasa politică a avut încredere să îl delege pe domnul Stoianoglu în funcția de procuror general, trebuie tratat ca atare măcar la început. Să-i acordă acest credit de început. Să vedem, dumnealui a făcut niște declarații mai recent, să vedem cum acționează, să vedem cum va administra procuratura ca instituție. Și cum cred că noi toți avem speranța că lucrurile vor fi mai bune și din punct de vedere a funcționalității unor instituții. Da, să sperăm că așa va fi, de când ne dorim asta și toți sperăm. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare la emisiunea din această seară. Da, o seară frumoasă. Este acum în legătură directă cu noi domnul Ștefan Gligor, expert în politici publice. Bună seara! Bună seara! Ne cerem scuze că avem o întârziere de 15 minute, dar așa, în timpul discuțiilor ne lungim că avem întrebări. Tare mă bucur că ați reușit și să intrați în direct cu noi, pentru că avem nevoie de niște concluzii la finalul acestei emisiuni, care este una extrem de complicată din perspectiva subiectelor dezbătute. Și anume, niște suspiciuni, da? Că președintele ar fi luat mită de la un lider de partid. Spuneți-mi dumneavoastră cum ați văzut această situație și imaginile acestea. Cum le calificați în general? Eu cred că Procuratura Generală are un temei pentru sesizare repetată, autosesizare cu privire la acest subiect. Eu știu că în iulie 2019 a fost dată o ordonanță de refuz în pornirea urmăririi penale cu privire la acele înregistrări care au fost făcute atunci publice. Însă acum, odată ce apare această sacoșă în care se prezumă că sunt foarte mulți bani, iar din dialog reiese că nu este prima dată când astfel de sacoșe se transmit pentru plata salariilor sau altor plăți, eu cred că există suficient temei ca Igor Dodon să mai fie chestionat odată cu privire la natura acestei relații cu Plahotniuc în trecut, ce opți. În general, dacă asta s-ar fi întâmplat într-un stat cu pretenții, da, de stat de drept, de stat civilizat, de stat democratic, cum ar fi reacționat un președinte? Eu cred că un președinte, în primul rând într-un astfel de stat, Dodon niciodată nu avea să fie președinte, și în al doilea rând, dacă ajungea, era altcineva și își dădea demisia imediat. Procuratura nu s-a autosesizat după aceste imagini pe motiv că ele ar putea să nu fie veridice, da? Dar în același timp cu toții așteptăm ca procuratura să ne spună dacă sunt sau nu veridice. Ar fi trebuit, adică v-ați fi așteptat ca procuratura să se autosesizeze după aceste imagini?
Din câte eu mi-aduc aminte, în ordonanța respectivă despre care vorbesc eu din iulie 2019, dacă nu greșesc, procurorul s-a deplasat, în aceasta se spune că procurorul s-a deplasat la sediul PDM și se spune că au fost ridicate acele înregistrări care erau făcute cu cel puțin două camere. Mi pare că se indica că una era într-o umbrelă, alta într-un dulap și nu știu ce. Și respectiva ordonanță pe care o găsim pe surse deschise, publicată, se confirmă faptul efectuării înregistrării. Deci, dar se invocă faptul că nu s-a probat, că s-au făcut verificări cu privire la finanțarea PSRM și că nu s-a confirmat și așa mai departe. Dar atunci era vorba de episodul ăsta numai cu finanțarea ilegală. Acum noi avem un alt episod în Exact. care, practic, confirmă că au mai fost astfel de sacoșe și că din discuția asta așa, asta reiese. Că zice că, uite, transmite lui Cornel Da. salariile lui și așa mai departe. Deci eu cred că procuratura are tot temeiul să se sesizeze și chiar și în lipsa unei plângeri. E vorba despre o eventuală potențială schemă de corupție politică la cel mai înalt nivel și aceste circunstanțe trebuie verificate. Eu cred că procuratura este obligată să pornească o nouă urmărire penală și în cadrul acesteia să audieze încă o dată toate persoanele vizate. Vorbeam mai devreme și despre niște sume de bani vehiculate pentru a fi cumpărați deputați. Despre asta se tot vorbește de ani buni. Nu este prima dată. Și Partidul Democrat din cumpărător a devenit cumpărat, da? Să spunem, sau cum să zicem. El era acuzat de Voronin că i-a cumpărat, i-a luat deputații. Acum Partidul Democrat se plânge că alții au cumpărat deputații lor. Cum care trebuie să au. reacționeze un om când vede astfel de declarații? Poftim? Care alții? Eu cred că este tot acela. Eu întrebam acum că alții au cumpărat, da. Cum trebuie să reacționeze cetățeanul care se uită la televizor, a avut niște sume din acestea exorbitante, de până la jumătate de milion, deputații se vând, se cumpără, președintele ia culiocul încă unul, cum ar veni, pentru salarii. Dar omul cum trebuie să reacționeze? Omul trebuie să reacționeze în felul următor. Omul este purtătorul cotei părți de acțiuni, dacă vreți. Deci este deținătorul unei părticele, unei acțiuni a statului Republica Moldova. Și el este unul din acei care la adunarea generală a cetățenilor, adunarea generală a respectivei societăți, trebuie să decide cine o conduce mai departe. Și această adunare generală se numesc alegeri parlamentare și alegeri prezidențiale. Eu cred că în 24 februarie 2019 și în anul 2016, în luna octombrie, noi am avut cele mai corupte alegeri în istoria Republicii Moldova. Și rezultatul acestei corupții este Dodon și PSRM și Plahotniuc cu PDM-ul lui și cu Pro-Moldova lui. Da? Noi nu putem să ne însănătoșim politic, economic, social, odată ce avem până în 40% cel puțin de mandate în Parlamentul nostru ocupate de traseiști și oameni care au venit în Parlament datorită corupției electorale. Noi am avut în 24 februarie 2019 cele mai corupte alegeri posibile în regiune, nu doar în Republica Moldova. Deci atunci la greu s-au folosit așa numitele fundații de caritate, șantajul, procuratura, MAIU, poliția, criminalii, oricine doriți din astea, sportivii, așa numiți, da, care erau patronați de guvernare atunci, ca să influențeze rezultatul electoral. Și acest dezmeț, aceste vânzări, cumpărări, permutații sunt produsul acelor alegeri corupte din 2016, din 2019,
Și astăzi noi suferim de consecințele acelui act de corupție. Soluția astăzi este evidentă după mine. E vorba de unica soluție posibilă și corectă, de exprimarea corectă a suveranității de către cetățeni, și asta înseamnă alegeri anticipate parlamentare. Uh-huh. Un alt subiect care a atras atenția în această săptămână a fost declarația procurorului general și vreau să vă întreb pe dumneavoastră, procurorul general care afirmă că Platon a fost condamnat în baza unui dosar fabricat, a unui dosar ilegal, și pe de altă parte Plahotniuc este unul dintre beneficiarii furtului miliardului, el obținând circa 100 de milioane de dolari din această treabă. Prima parte, referitoare la Platon, după o astfel de declarație, parcă ne-am fi așteptat să vedem cine e responsabil de așa ceva, cine a investigat, cine a judecat, s-a făcut declarația și s-a terminat. Exact. Păi dacă s-a fabricat, înseamnă că asta au făcut-o procurorii. Dacă asta au făcut-o procurorii, au comis o crimă, o infracțiune penală, care se califică cel puțin două articole din codul penal. Asta înseamnă că trebuie să fie atrași la răspundere, trebuie să existe o investigație în acest sens și așa mai departe. Din păcate, parantezele n-au fost deschise, dar eu aș separa subiectul în două. Primul este Plahotniuc ca beneficiar al furtului miliardului, iar raportul Kroll spune că există trei grupuri beneficiari, inclusiv l-a menționat procurorul general și pe Platon ca unul. Exact. Asta este primul subiect și nu am niciun dubiu că Plahotniuc este principalul beneficiar al furtului miliardului. Adevărat că procuratura urmează să demonstreze asta. E o chestie să știi ceva, dar să știi cu certitudine că asta este așa, și o altă chestie să știi să demonstrezi conform regulilor procesuale penale, conform codului penal, aceste lucruri în instanță. Eu sper că procuratura noastră o să aibă suficientă competență să facă acest lucru și să demonstreze vinovăția respectivului și a grupului care l-a asistat, că el n-a făcut asta de unul singur. L-a ajutat un șir de instituții și inclusiv o majoritate parlamentară care a votat modificarea legislației punctual și pe parcursul a mai multor ani. Acum, partea cealaltă, cu dosarul lui Platon. Era bine procurorul general să concretizeze, să spună exact care din dosarele instrumentate împotriva lui Platon este falsificat. Eu bănuiesc că este vorba de tranzacția, de anularea tranzacției, de vânzare-cumpărare a acțiunilor, un pachet mare acolo, când s-au răsplătit cu banii furați din BM. Da, e un dosar care are legătură cu BM, da. Eu bănuiesc chestia asta, eu nu am înțeles asta din discursul procurorului general, dar să admitem că asta este, dar Platon are mai multe dosare penale. Și poate domnul Stoianoglu s-a exprimat nereușit, dar eu zic că ar fi bine pe viitor să fie mai precaut în modul său de exprimare, pentru că s-a părut așa, că el învinește pe Plahotniuc și îl vrea scos basma curată pe Platon. Și s-ar putea să fie vorba pur și simplu de o proastă comunicare. Era bine să, nu știu, să concretizeze, să spună că, uite, este un dosar pe care îl credem fabricat, dar mai sunt altele care ne lămurim cu ele sau vedem ce facem. S-a creat așa o impresie dublă. Plus, coincidența asta foarte bizară în aceeași zi cu aceste înregistrări, deci cumva așa. Asta era următoarea mea întrebare, de ce s-a întâmplat așa, mai ales că președintele ne spusese după ședința Consiliului Suprem de Securitate că iată, vine procurorul și furtul miliardului va fi deconspirat. Vom afla ce s-a întâmplat, vor fi puși la pușcărie arhitecții și așa mai departe. După care urmează, da, imaginile și procurorul general care vine cu aceste declarații. Da. Eu am mai spus chestia asta public și o mai repet. Dodonu face o mare defavoare multor instituții de stat pe faptul că divulgă anumite informații pe care
posibil le obțini în cadrul Consiliului Suprem de Securitate. Asta este un comportament neadecvat pentru un înalt funcționar de stat, inclusiv cu acces la secret de stat. Este pur și simplu neserios acest om. El, în mod evident, l-a lovit dur, sub centură, pe fostul președinte constituționale. Prin aceste declara modul ăsta lui absolut aberant de a declara niște lucruri din nici nu, măcar nici nu și-a dat seama ce face. Iar acum, a câta oară, el pune în situație deja procurorul general pentru că divulgă anumite informații și pe care, din câte eu înțeleg, le obține în cadrul Consiliului Suprem de Securitate. Și el încearcă să iasă din pepeni și să demonstreze cumva să se asocieze cu acțiunile procuraturii despre care știe că vor urma pentru anumite beneficii politice. Asta e exact scenariul cu COVID-19. Când a înțeles că vine, a zis că mă fac fața luptii cu COVID-19, însă luând în considerație nivelul de pregătire profesională sau mai bine zis de incompetență, vedeți în ce a transformat acest lucru, a băgat în confuzie toată societatea, a periclitat eforturile Ministerului Sănătății, care, mă rog, nu e cel mai profesionist la etapa actuală, dar totuși, a periclitat efortul societății civile de a alerta oamenii și de a le trage atenția asupra unor lucruri, eforturile OMS-ului. Deci, uitați-vă cât contează, în cel mai rău caz, sau mai bine zis, în cel mai bun caz, măcar să taci. Deci dacă nu să înțelegi cât de periculoasă este dezinformarea și inducerea în eroare și interpretarea din partea unei persoane care nu înțelege. Da. Domnule Gligor, vă mulțumim din suflet pentru intervenția din această seară și vă dorim o seară liniștită. Mulțumesc foarte mult! Toate bune! Doamnelor și domnilor, vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit astăzi. A fost o emisiune mai lungă, dar cu siguranță a fost o emisiune care a răspuns la multe întrebări. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit și vă dau întâlnire joia viitoare. Când președintele Dodon spunea că ar putea veni, nu a venit astăzi. Dacă va dori să vină joia viitoare, îl așteptăm. Dacă nu, atunci când va dori, invitația noastră rămâne valabilă, la fel cum rămâne valabilă și invitația pentru premierul Chicu. O seară liniștită vă doresc!